Îngrijirea pielii noastre diferă iarna față de vară? Demachierea joacă un rol important în menținerea tinereții pielii noastre? Sau există ingredientul minune pe care ar trebui să-l conțină crema noastră? Sunt câteva întrebări la care vom afla răspuns în această ocazie. Sunt Consuela Bălașa și vom sta împreună de vorbă cu doctorul. Alături de mine se află Iuliana Lupu, medic primar dermatolog la clinica Medicum. Vă salut! Mulțumesc că m-ați invitat și mă bucur să fiu aici. Diferă îngrijirea pielii iarna față de vară? Se întâmplă lucruri diferite? Da, absolut. În primul rând, trecerea de la sezonul cald la cel rece înseamnă că pielea noastră este expusă la temperaturi scăzute, la vânt și la diferențe mari între umiditatea din interiorul locuinței și mediul exterior. Toate acestea duc la senzația de piele uscată, la uscăciune cutanată, la descoamare, la mâncărime și la usturimea pielii. Lucruri care pot fi combătute printr-un tratament adecvat. În primul rând, trebuie să folosim o îmbrăcăminte adecvată sezonului. Trebuie să avem fulare, mănuși și șosete groase, nu strâmte. Trebuie să purtăm o încălțăminte bine căptușită. Acest lucru este cu atât mai important cu cât practicăm sporturi de iarnă. De asemenea, în timpul iernii scade filmul hidrolipidic, care oferă o hidratare naturală a pielii prin reducerea sintezei. Odată cu venirea anotimpului rece, glandele noastre sebacee produc un film hidrolipidic mai subțire, un film hidrolipidic care ne oferă o hidratare naturală a pielii. De asemenea, extrem de important e ca în locuințe, încălzirea în exces a locuințelor nu ajută. În camere trebuie să avem un umidificatoare și temperatura trebuie păstrată între 19 și 22 de grade Celsius. În felul ăsta împiedicăm agravarea unor afecțiuni cutanate preexistente, cum este dermatita atopică, eczemele, rozacea, ichtioza, psoriazisul. Toate aceste boli, prin accentuarea uscăciunii cutanate, se pot acutiza. Alte recomandări ar putea fi evitarea băilor lungi și dese, evitarea saunelor, evitarea utilizării săpunurilor abrazive și, de asemenea, un spălat mai puțin frecvent. Dacă pe perioada verii alegem produse hidratante bogate în apă, iarna e bine să apelăm la creme hidratante care să conțină glicerol, uree, ceramide, acid lactic, care să permită apei să rămână în stratul superficial al pielii. Laptele de corp va fi înlocuită cu crema de corp emolientă. E bine să o aplicăm la 2-3 minute după ce am ieșit din duș pentru o mai bună absorție. Dacă avem fisuri, dacă avem hiperkeratoze la nivelul palmelor sau al plantelor, putem apela la creme cu acid salicilic sau cu concentrații mai mari de uree. Dacă observăm la nivelul pielii pete roșii persistente, e bine să ne îndreptăm către medicul dermatolog pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat. Cât de importantă este demachierea în menținerea unei pieli frumoase și tinere? Demachierea și exfolierea blândă sunt importante atât vara cât și iarna. Îndepărtăm urmele de machiaj, îndepărtăm particulele străine pe care le-am acumulat pe parcursul zilei și celulele moarte. În felul ăsta, pielea se regenerează mai ușor, iar substanțele nutritive din cremele dermatocosmetice pe care le aplicăm sunt mai ușor absorbite. Cum se realizează exfolierea blândă? Sunt produse de gomaj care pot să conțină acid lactic, acid salicilic în concentrații mici, acid glicolic în concentrații mici. Alegem o loțiune micelară, în general pentru piele sensibilă sau pentru ten acneic, dacă ne confruntăm cu acnea, și îndepărtăm toate resturile
de machiaj de pe față. Ulterior e bine să ne spălăm cu un gel de curățare pentru tipul de ten pe care îl avem și să reîmbogățim filmul hidrolipidic cu o cremă adecvată problemelor noastre cutanate. Cum putem preveni îmbătrânirea precoce a pielii? Aici e o poveste amplă. În primul rând trebuie să avem un regim de viață echilibrat. Să avem un regim alimentar care să conțină toate principiile nutritive. Să avem un număr de ore de somn de 7-8 ore pe noapte. Să aplicăm produse adecvate tipului de ten. Un lucru extrem de important, atât vara cât și iarna, este să avem pe față o cremă de fotoprotecție. Un SPF cu spectru larg, de cel puțin de 30, pe care să-l aplicăm într-o cantitate adecvată și la 2-3 ore pe toate zonele fotoexpuse. Trebuie să evităm solarul și expunerea prelungită la soare, mai ales în timpul vacanțelor exotice din sezonul rece. O greșeală pe care o fac femeile este că nu se adresează dermatologului pentru tratamente dermatocosmetice preventive. Ele vin la dermatolog în momentul în care deja au apărut ridurile și atunci trebuie să corectăm, nu să prevenim. Un alt lucru este că folosesc produse naturale care nu au fost testate sau uleiuri. Uleiurile creează senzația de piele grasă, dar ele nu hidratează, ele nu permit apei să rămână în stratul superficial al pielii. Apar uneori pe pielea noastră coșurile inestetice. Este o soluție să le stoarcem imediat ce apar pentru a nu încuraja evoluția lor? E o soluție temporară. Din păcate, după stoarcerea unui coș, pe zona respectivă sau în jurul zonei respective, la câteva zile apar noi leziuni. Noi leziuni cauzate tocmai de acest traumatism. Zona pe care am stors-o se poate inflama, se poate suprainfecta. Rămânem cu cicatrici și cu pori dilatați. Deci pe termen lung nu este o variantă. Ce putem face? Să facem o dermabraziune ușoară, să apărăm la tratamente lasere, bineînțeles combinate cu un tratament local sau pe cară orală în funcție de gravitatea acnei. Ne-ați precizat mai devreme despre hidratare. Este suficient să bem mai multă apă în sezonul rece pentru a hidrata pielea? Ajută să bem apă, dar nu este suficient. Apa este menținută în stratul superficial al pielii de aplicarea unor substanțe. Urea e un exemplu foarte bun. Ce tratamente dermatocosmetice se fac în cabinetul medical dermatologic? Toamna și iarna sunt anotimpurile cele mai potrivite pentru a efectua tratamente dermatocosmetice. Și asta se datorează faptului că radiațiile ultraviolete sunt mult reduse în aceste sezoane. În acest sezon putem trata hiperpigmentările, cicatricile post-acne, vasele sparte de la nivelul feței și picioarelor, aspectul de ten obosit și îmbătrânit, ridurile fine. Putem apela la tratamente precum dermabraziunea, peelingurile, radiofrecvența sau laserul. Și de asemenea putem să scăpăm de pilozitatea nedorită și de celulită. Auzim frecvent despre mezoterapie. Ce este aceasta și cu ce ne ajută? Mezoterapia este o procedură minim invazivă, nechirurgicală, prin care, cu ajutorul unor ace foarte fine, noi depunem în stratul mediu și profund al pielii substanțe terapeutice. Pielea realizează o barieră foarte bună între mediul extern și mediul intern. Mai puțin de 10% din principiile active trec de juncțiunea dermoepidermică. Deci cremele nu sunt atât de eficiente asupra dermului și asupra stratului profund al pielii, locuri în care am avea cel mai mult nevoie de principii active, pentru că acolo se produce îmbătrânirea și acolo apar ridurile prin scăderea sintezei de colagen. Iar noi, în funcție de tipul de afecțiuni, putem să injectăm acid hialuronic pentru hidratare, vitamine, aminoacizi, oligoelemente,
Putem injecta substanțe care distrug țesutul adipos, cum este fosfatidilcolina sau deoxicolatul. Putem injecta minoxidil dacă vrem să tratăm alopecia. Este, când ajungem în cabinetul medicului, bănuiesc că el face repede o scanare și știe ce este necesar tenului nostru. E bine să ne consultăm cu un dermatolog. Sunt produse dermatocosmetice extrem de eficiente, dar care la un pacient cu rozacee pot declanșa un puseu. Sunt produse extrem de hidratante care la un pacient cu acne determină astuparea porilor și agravarea acnei. E bine să discutăm cu cineva înainte să ne alegem un regim de îngrijire. Vă mulțumesc! Buzele și mâinile sunt primele care suferă în sezonul rece. Ce este de făcut pentru ele? În primul rând să purtăm fulare și să purtăm mănuși. Contează materialul din care sunt confecționate? Da. E bine să avem în contact direct cu pielea materiale naturale și moi, cum este bumbacul. Și de-abia în straturile ulterioare să avem lână sau poliester. La nivelul mâinilor și la nivelul buzelor trebuie să aplicăm creme hidratante, intense emoliente și balsamuri de buze în mod repetat și acestea să conțină un factor de fotoprotecție cu spectru larg de minim 30. Și în sezonul rece, pielea noastră poate suferi de pe urma radiațiilor ultraviolete. Auzim frecvent de ingrediente vedete în cremă, vitamina C, retinol, extract de caviar cu enzima Q10. Sunt ele utile? Sunt utile și iarna putem apela la substanțe fotosensibilizante pe care nu le folosim în niciun caz vara. Și ați menționat câteva dintre ele. Retinoizi e vitamina C, acidul glicolic. Sunt substanțe care pot fi folosite doar iarna și doar în asociere cu o cremă de fotoprotecție pe tot parcursul zilei. Retinoizii sunt derivați de vitamina A și reprezintă cele mai ieftine și mai eficiente substanțe în lupta cu fotoîmbătrânirea cutanată. Din păcate, sunt iritante și atunci le aplicăm în strat subțire, odată la câteva seri, obligatoriu însoțit de o cremă hidratantă cu acid hialuronic. Sunt substanțe care stimulează colagenul, din sinteza colagenului de la nivelul dermului. Și care retinoizii sunt substanțe care stimulează la nivelul dermului producția de colagen și de elastină și care ajută regenerarea cutanată în toate straturile pielii. Vitamina C este o substanță cu rol antioxidant care oferă tenului luminozitate și o ajută să lupte cu factorii nocivi din mediu. Acidul glicolic oferă o exfoliere blândă sau mai puțin blândă în funcție de concentrație. Și el este o substanță fotosensibilizantă și nu o putem folosi decât pe parcursul iernii. Auzim frecvent despre acid hialuronic, botox. Le putem folosi ca prevenție sau abia după ce ridurile își fac apariția pe tenul nostru? Toxina botulinică e bine să o folosim încă de la primele semnuri de riduri superficiale. Există o vârstă pentru acest lucru? Vârsta de 18 ani. Ne adaptăm la musculatura pacientului. Dacă are o musculatură hipertonică, dacă de la 20 de ani începe să aibă riduri la nivelul frunții între sprâncene, e bine să apeleze din timp la toxina botulinică. O toxină botulinică făcută corect, la intervale regulate, permite prevenirea ridurilor din etajul superior al feței și asta înseamnă intersprâncenos, frunte și zona ochilor. În timp au mai apărut și alte utilizări ale toxinei botulinice. O putem injecta în bărbie, astfel încât ea nu mai urcă atât de mult. O putem injecta la nivelul mușchilor maseteri pentru a îndulci trăsăturile feței sau la nivelul nasului pentru a compensa faptul că nasul se coboară spre gură. Injectarea de doze mici de toxină botulinică la nivelul obrazului permite prevenirea apariției ridurilor fine. La ce interval ar trebui făcute aceste intervenții? Depinde de musculatura pacientului. La o persoană tânără se poate face și de două ori pe an. La o persoană cu musculatură puternică, da, care se încruntă, la început, în primii doi ani, e bine să vină la patru luni. Acidul hialuronic? Acidul hialuronic umple ridurile care deja s-au format
sau repoziționează structurile faciale care au alunecat în urma unui proces de slăbire sau în cursul procesului de îmbătrânire, de exemplu, ne curg obrajii, coboară. Și atunci, cu cantități minime de acid hialuronic și bine plasate, putem să-i aducem la poziția inițială. Rămâneți cu noi pentru a afla cât de importantă este hidratarea pentru păstrarea tălului nostru frumos. Simțiți că pielea dumneavoastră se comportă altfel iarna decât vara? Da, este mai uscată. Mai mult ca sigur, da, bineînțeles, e diferența de transpirație, mai mult ca sigur. Dar da, este foarte diferită pielea, comportamentul pielii iarna decât vara. Normal, normal. Ce anume simțiți? Păi, dacă nu avem grijă ca să ne dăm cu cremă dimineața, să, eu știu, să-l curățăm, bineînțeles că până la sfârșitul zilei se întâmplă tot felul de rele, impurități și multe lucruri de genul ăsta. Și vara și iarna, pielea are o anumită uscăciune dacă este dusă la extreme, ori prea frig, ori prea cald. Okay. Iarna obișnuiesc niște creme mai grase. Evit apa, mai ales iarna, să nu spăl prea mult fața cu apă. Să nu usuce. Să nu se usuce, da. Okay. Și să nu stau în zone unde este foarte cald. Folosiți anumite produse de îngrijire pentru față, pentru mâini, eu știu, creme? Nu folosesc creme. Fiind bărbat, nu prea, recunosc, dar nu știu. Poate, depinde. Dacă aș găsi ceva care să zicem că m-ar ajuta, da. Dar momentan nu cred că am vreo problemă. Nu folosesc. Când și pe ce zone injectăm toxina botulinică? Toxina botulinică a fost concepută inițial pentru prevenirea și ameliorarea ridurilor din etajul superior al feței, între sprâncene, fruntea, zona din jurul ochilor. În timp au apărut noi utilizări. O putem injecta în bărbie pentru a preveni ascensionarea ei, o putem injecta la nivelul maseterului pentru a îndulci trăsăturile feței, o putem injecta la nivelul bazei nasului pentru a ridica un pic vârful. Și de asemenea la nivelul obrajilor pentru a preveni apariția ridurilor fine. Numai că în aceste porțiuni dozele folosite sunt extrem, extrem de mici. Se apropie evenimente importante și vreau să vă întreb ce putem face pentru ca efectele vizibile frumoase să fie cât mai rapide. Într-un termen foarte scurt, putem face dermabraziune cu infuzie de substanțe sau mezoterapie. Cu 2-3 săptămâni înainte de un eveniment, mai putem apela la toxină botulinică sau la injectări cu acid hialuronic, dar trebuie să ne luăm o marjă de timp ce ne permite vindecarea unei mici vânătări. Există o mască minune care poate face efectiv minuni? Nu. Nu. Din păcate, nu. Se știe că în sezonul rece ne cade părul mai mult. Este real? La schimbările dintre anotimpuri ne cade părul mai mult. Orice cădere accentuată a părului trebuie să ne îndrepte către un medic dermatolog sau către un medic internist, deoarece poate să ascundă alte cauze decât schimbarea sezonului sau stresul psihoemoțional. Ce soluții există? Soluțiile sunt multiple în funcție de gravitate. În primul rând trebuie căutată o cauză metabolică, endocrină. Ulterior putem apela la șampoane, la suplimente nutritive, la spray-uri cu minoxidil sau cu alte substanțe care cresc, care stimulează creșterea părului. Se pot face injecții, mezoterapie cu minoxidil, cu pantenol, cu substanțe care stimulează creșterea firului de păr și, bineînțeles, cu plasmă proprie îmbunătățită, acea terapie a vampirului, cu efecte favorabile. Mai știm că dacă ne spălăm prea des, părul se usucă sau chiar cade. Cât de des ar trebui să ne spălăm? Dacă suntem seborei, putem să ne spălăm și de 3 ori pe săptămână. Contează produsul pe care îl folosim? Contează foarte mult. Trebuie să alegem un produs adecvat tipului de scalp.
În această emisiune, spre sfârșitul ei, ca și o concluzie, adunăm tot felul de mituri pe care le întâlnim pe internet, pe care vrem să le demontăm sau, din contră, să le confirmăm după caz. Primul mit. Rasul nu duce la creșterea unui păr mai des și mai frumos. Când ne radăm, părul crește repede, nu neapărat mai des, dar crește mai repede decât atunci când ne-am epila. Pentru orice bubă este bună crema de gălbenele. La ce este, de fapt, bună ea? Crema de gălbenele este o foarte bună cremă emolientă. Bătrânii, în general, apelează la ea cu încredere și orice vaselină aplicată pe o piele uscată la un bătrân ajută. Din păcate, există și o categorie de populație care este atopică sau alergică la gălbenele și atunci poate induce eczematizări. Dacă persoana respectivă nu este alergică, surplusul de grăsime pe o piele extrem de uscată, mai ales la vârstnici, ajută. Castravete proaspăt pus pe ochi tratează cearcănele. Și castravete și cartof. Orice rece, orice substanță rece ajută drenajul din zona perioculară și atunci reduce edemul. Dar e o soluție de pe termen scurt. Botoxul blochează fața și nu mai avea expresivitate. Botoxul bloca fața și nu mai avea expresivitate, numai că dozele s-au modificat mult. Experiența medicilor a crescut în timp și atunci noi putem folosi doze mici pentru a reduce contractibilitatea. În felul ăsta prevenim apariția ridurilor, dar ne păstrăm expresivitatea. Mărirea buzelor se poate face cu botox? Nu. Botoxul e o toxină care inhibă contracția musculară. Efectul se instalează la câteva zile de la administrare. Mărirea buzelor se face cu acid hialuronic, care e o substanță similar naturală cu efect de umplere. Sunt foarte multe paciente care se programează pentru toxină botulinică ca să afli, de fapt, că vor o augmentare a buzelor. Șamponul pentru cabaline este mai puternic și determină îmbogățirea podoabei capilare. Șampoanele și cremele din sfera veterinară au concentrații mult mai mari de substanțe. Lucru benefic sau nu? Depinde foarte mult de sensibilitatea pielii. Dozele de antibiotice dintr-o cremă pus veterinar sunt mult mai mari. Noi nu avem studii pe oameni care să ne spună că acest lucru este benefic sau nu. Și atunci nu le putem recomanda sub nicio formă. Dacă un produs este natural, înseamnă că este cel mai bun pentru pielea mea. Dacă un produs este natural, înseamnă că este netestat. Și plantele sunt medicamente. De exemplu, sunătoarea. Sunătoarea este o substanță care modifică modul în care sunt metabolizate anumite medicamente. Deci are un efect, numai că acel efect nu este cuantificat. La fel și în cazul cremelor. Noi nu știm dacă irită, dacă dau hiperpigmentări, nu știm dacă sunt fotosensibilizante. Și atunci e bine să apelăm mai degrabă la produse dermatocosmetice care au fost testate. Asta nu înseamnă că produsele naturale nu sunt bune, doar că noi nu putem cuantifica rezultatul. Dacă îmi fac proceduri de înfrumusețare și anti-aging, voi avea nevoie de altele pentru că ulterior pielea mea se va lăsa. Pielea nu se lasă. De exemplu, în cazul toxinei botulinice, cât timp este eficientă, zonele respective sunt protejate de apariția ridurilor. După ce a trecut efectul, procesul de îmbătrânire se rea din locul unde l-am lăsat. Din contră, faptul că nu putem contracta musculatura respectivă pentru o anumită perioadă de timp slăbește mușchiul și ridurile care vor apărea ulterior, cel puțin în primul an, vor fi mult mai mici. Un semn sau o aluniță traumatizată duce la apariția cancerului de piele. E bine să nu traumatizăm aluniţele. Frecvent se confundă aluniţele traumatizate cu melanome nodulare și asta este o situație. De câte ori avem o leziune pe piele care este inflamată și sângerândă, trebuie să ne ducem la doctor. Dacă e o leziune inofensivă, se scoate fără niciun risc. Dacă este o leziune malignă, neoplazică, am făcut un lucru foarte bun și acest lucru ne poate salva viața.
cremele pe bază de apă sunt cele mai bune pentru hidratare? Cremele de bază, pe bază de apă sunt foarte bune la persoanele cu seboree, cu ten acneic. Cei care au o piele uscată au nevoie de creme mult mai emoliente de atât. Tenul gras nu are nevoie de hidratare. Tenul gras are nevoie de un gel de curățare care să îndepărteze din excesul de sebum, dar fără să-l usuce. Și pe urmă are nevoie de aplicarea unor creme pe bază de apă și care să conțină un acid hialuronic care să permită hidratarea stratului superficial. Sebumul poate să determine ocluzia tegumentului cu accentuarea ulterioară a apariției coșurilor. Iarna trebuie să folosim produse exfoliante mai rar pentru că deshidratează foarte tare pielea. Iarna putem să folosim produse exfoliante fără să avem riscul de hiperpigmentare. Trebuie să folosim niște produse exfoliante blânde pentru a nu provoca xeroza cutanată. Folosim frecvent pentru aceasta zeatul de cafea sau mălaiul, recomandați? E un gomaj bun la nivelul corpului, nu l-aș recomanda la nivelul feței. Hidratarea pielii anulează ridurile. O piele hidratată se ridează mai puțin, dar tot se ridează. Hidratarea ne ajută în mod deosebit cu prevenirea ridurilor fine, din zona periorbitală, de exemplu. Dar nu poate compensa un tratament cu toxină botulinică. Mulțumesc! Știm că ne privesc și bărbați, așa că următorul mit este cumva despre ei. După bărbierit, trebuie folosite soluții care înțeapă. Soluțiile care înțeapă de obicei sunt pe bază de alcool și rită. E bine să folosim o cremă calmantă pentru ten sensibil. Dacă nu observăm rezultate notabile imediate, trebuie schimbat produsul. Cremele dermatocosmetice care se aplică pe față au mai mult rol de prevenție și au un efect modest spre mic, pentru că puțin din substanțele astea trec de bariera dermoepidermică. Pentru rezultate vizibile, trebuie să apelăm la alte procede, cum e mezoterapia, dermabraziunea cu infuzie de substanță sau laserele. Pielea uscată se datorează dormitului în încăperi prea încălzite. Da. Temperaturile crescute duc la deshidratarea aerului. Deshidratarea aerului duce la deshidratarea pielii. Și atunci, în casă, trebuie să existe umidificatoare. Dacă nu sunt umidificatoare, trebuie să existe boluri cu apă care să aducă umiditatea la un nivel acceptabil. Și, bineînțeles, trebuie să aplicăm creme hidratante. Suplimente esențiale pentru îngrijirea tenului iarna. Ce ne puteți spune despre asta? Noi recomandăm destul de des suplimente pe bază de seleniu sau de zinc și astea se pot recomanda în orice anotimp. Vă mulțumesc tare mult! Ca o încheiere, ne puteți trece repede în revistă sfaturi pe care le recomandați pentru a ne păstra pielea frumoasă și hidratată iarna? O piele frumoasă și hidratată trebuie să fie foarte bine curățată. Trebuie să aplicăm un produs de hidratare adecvat tipului de ten. Trebuie să nu uităm că pe parcursul iernii putem să apelăm la substanțe fotosensibilizante, cum sunt retinoizii, acidul glicolic, vitamina C, dar obligatoriu în prezența unei creme de fotoprotecție. Și bineînțeles să nu uităm că avem tratamente noi în cabinetele de dermatologie. Și mi-a dedicat mingea la fileu. Unde vă putem găsi? Mă puteți găsi în cadrul clinicii Medicum, unde vă putem oferi o gamă largă de tratamente, atât dermatologice cât și dermatoestetice. Vă mulțumesc tare mult pentru spiritul acesta cald și prietenesc, mulțumesc, care desigur ne încurajează să adresăm întrebări și ulterior să ne adresăm chiar cabinetul nostru. Vă lansez o invitație pentru ocazia viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Sperăm că ați primit informații utile, prețioase pentru voi și pentru familia voastră. Sunt Consuela Bălașa, la revedere!